Parlamentul a respins joi propunerea de a introduce pe ordinea de zi proiectul de lege privind prelungirea patentei de întreprinzător. Pentru discutarea acestui subiect, în plenul legislativului a votat doar 35 de deputați. Amintim că reprezentanții micului business au organizat mai multe proteste în fața guvernului cerând să le fie permise în continuare activitatea în baza patentei de întreprinzător. Acest drept al patentarelor expiră la 1 ianuarie 2017, ceea ce ar putea lăsa fără un loc de muncă 10.000 de, de persoane. Modificări cele operate la legea care le reglementează activitatea prevăd că din anul 2017 comerțul cu amănuntul în baza patentei va fi interzis. Deținătorii de patentă au cerut în luna martie un moratoriu pentru cel puțin 10 ani asupra acestei legi, dar până acum autoritățile au lăsat în vigoare modificările recente prin care se interzice din anul viitor activitatea în baza patentei.